Lucrurile care mă impresionează de fiecare dată atunci când vin în aceste zone sunt frumusețea gospodăriilor grijite, curate și cred că este un leagăn de civilizație care vă onorează pe dumneavoastră și îl onorează pe Dumnezeu. Prea multe locuri în vremea noastră sunt distruse, prăpădite de oameni. Și să știți că judecata lui Dumnezeu va veni împotriva pământului și a oamenilor și datorită faptului că mulți își permit să distrugă și să denatureze ceea ce Dumnezeu a făcut cu atâta grijă, cu atâta frumusețe, cu atâta estetică. În Apocalipsa, capitolul 11, este un verset care spune că Dumnezeu va veni să prăpădească pe cei ce prăpădesc pământul. Aș vrea însă să subliniez că cel mai mare dezastru nu este de ordin ecologic, ci este de ordin spiritual. Pământul nostru nu se cutremură, nu se clatină, nu se zvârcolește. Nu trăiește aceste spasme ale sfârșitului. Datorită poluării, datorită defrișărilor. Noi credem într-o măsură destul de mare în a păstra mediul înconjurător frumos. Că dacă îl distrugem, nu avem ce admira. Dar cea mai mare poluare este poluarea sufletului, poluarea vieții. Și cuvântul lui Dumnezeu spune în Romani că și firea suspină, adică natura suspină, geme, așteptând eliberarea fiilor lui Dumnezeu. Pentru că pământul acesta este împipat cu nelegiuire. Pământul acesta este plin de silnicie, de răutate. În Statele Unite, chiar în momentele acestea, poliția urmărește febril un criminal care deja a ucis 22 de persoane și a rănit mai multe. Există oameni care își pierd mințile, există oameni care își pierd sufletele, își pierd demnitatea și acționează într-un mod nebunesc, producând lacrimi, durere, sfâșiere în urma lor. Pentru că sunt călăuzit să spun lucrul acesta, vă aduc aminte și pentru dumneavoastră, stimați creștini. Este posibil să fim creștini și să producem în casele noastre, în familiile noastre, dezamăgiri, lacrimi, dureri, sufletești, în loc să ne purtăm frumos și demn, în loc să ne iubim, să ne admirăm reciproc și să ne rostim cuvinte frumoase, ne insultăm. Și spunea odinioară profetul Maleahi tuturor celor care veneau la masa lui Dumnezeu, că în loc să fie binecuvântați, sunt blestemați. Pentru că pe masa aceea, când noi venim să ne închinăm lui Dumnezeu, nu aducem doar câteva vorbe, nu aducem doar câteva gânduri, nu aducem doar o rugăciune rostită, ci aducem stilul nostru de viață și tot ceea ce am făcut o săptămână întreagă. Și Dumnezeu spunea, veniți și vă rugați și nu vă ascult. Pentru că pe masa mea aduceți silnicie și lacrimi. Aduceți roadele infidelității, a necredincioșiei față de familie și față de bine. Pentru că Dumnezeu pretinde să facem bine. Iată de ce mă rog cu toată inima ca în seara aceasta, această adunare, să reprezinte un moment de cotitură în viața fiecăruia dintre noi. Să ne evaluăm, să ne gândim, să facem o torsătură dramatică. Pentru că spun de multe ori acolo unde merg, unul dintre momentele cele mai dramatice care m-au traumatizat pentru o vreme îndelungată a fost într-o zi când conduceam mașina și când Duhul lui Dumnezeu a pus în inima mea o întrebare de baraj. Care este ultimul lucru de care te-ai pocăit? Am fost așa de șocat de această întrebare încât am tras mașina de dreapta. N-am mai putut să conduc.
Am încercat să mă gândesc la ultimul lucru despre care am spus, știi ce, de astăzi înainte eu n-am să mai fac așa ceva. Știi ce, de astăzi înainte am să evit cuvântul ăsta nefolositor. De astăzi înainte am să petrec mai mult timp așa și nu așa. Și am descoperit cu stupoare că trecuseră ani de zile de când eu nu considerasem că ar fi ceva negativ. Cât de mărunt posibil. Lucru de care să mă fi lepădat și să fi trăit diferit decât până atunci. M-am îngrozit la faptul că ori am crezut despre mine că deja am devenit desăvârșit perfect, ceea ce ar fi fost o dovadă de aroganță și de mândrie pe care Dumnezeu o urăște și o pedepsește, ori eu chiar nu m-am mai pocăit de multă vreme. În mod febril am căutat ceva acolo pe loc. Un lucru de care să mă las, ceva care să schimb. Și era un lucru pentru care insultasem o altă persoană. Mi-a făcut o observație din pricina acelui lucru. Un obiect vestimentar. Și am răspuns dur. M-a deranjat. Nu consideram că acel lucru este păcat. Și nici acum nu mă deranjează la alții. Dar în mașină, pentru că trebuia să mă pocăiesc de ceva, am renunțat la acel obiect și de 20 de ani am renunțat la el. Pentru că din cauza lui am insultat pe cineva. Și ca să-mi aduc aminte toată viața, să gândesc, să vorbesc, să am o atitudine diferită. Chiar atunci când cineva am senzația că mă nedreptățește. Prin observația pe care mă face. Dragii mei, în seara aceasta fiecare dintre noi poate să facă o întorsătură a viațelui. Iată de ce am venit în locul acesta ca să vă aducem salutări și să vă binecuvântăm în numele Bisericii Elim din Chicago, o adunare frumoasă de români penticostali care se închină în această mare metropolă. De asemenea, vă salutăm în numele Uniunii Bisericilor Române Penticostale din Statele Unite și Canada. Știu că aici, în România, dumneavoastră vă numiți cultul creștin penticostal, nu și român, pentru că ar fi un pleonasm să-l numești român în România. În America e puțin diferit. Noi ne numim și români, pentru că suntem doar o categorie etnică. Aș vrea să vă aduc salutările împreună cu fratele Dănuț Balin, diacon în biserica noastră și de asemenea într-o poziție de conducere în comitetul bisericii noastre. El este un fiu al dumneavoastră. O să rog fiecare frate atunci când îl numesc să se ridice câteva secunde în picioare și se întoarcă spre dumneavoastră ca să le vedeți față. Știți de ce? Odată am stat de vorbă cu un păstor în vârstă și în conversația pe care am avut-o cu el m-a învățat, zice, să stai întotdeauna la anvon, băiatule. Și eu am zis, de ce trebuie să stau întotdeauna la anvon? Zice, pentru că biserica nu se zidește când îți vede ceafa, se zidește când îți vede fața. So, de asta vă rog să vă întoarceți un pic să vă vadă fața frații. Cu pastorul Doru Gârboan, care a și cântat mai devreme, este și compozitor, să-l binecuvinteze Domnul Iisus, este împreună cu fratele lui, Ovidiu, el e de la Săcele. Domnul să te binecuvinteze, frate Ovidiu. Apoi, dumneavoastră i-a zis Iustin și vă iertăm, noi zicem Justin. Justin, te rog să te ridici. Părinții lui sunt de pe plaiurile Bistriței și am fost și acolo seara trecută. Dumnezeu i-a dat o voce frumoasă, cântă în biserică solistă, grupuri de închinare și de asemenea
în corul de tineri al bisericii noastre. Să știți că România, America au biserici frumoase și mari și asta face cinste națiunii noastre, sunt oameni întreprinzători. Spuneam că pe corul de tineri al bisericii, vreau să vă spun că atâția cât sunteți dumneavoastră astăzi aici în sală, la noi sunt pe platforma bisericii cântăreții. Corul de tineri, corul mixt, fanfara, corul de fete, grupurile de închinare, nu mai vorbim de restul adunării. Și acolo departe, la zeci de mii de kilometri de casă, sau zece mii de kilometri de casă, nu știu cât sunt, nu m-am interesat niciodată, dar o distanță foarte mare, două continente și un ocean între noi, națiunea noastră știe să se închine lui Dumnezeu. Împreună cu noi este un alt frate diacon, Dan Burcea. El vine de la Biserica Philadelphia, Biserica Română Philadelphia din Atlanta, Georgia, dintr-o altă metropolă română. Și tot din Biserica Elim, îl avem împreună cu noi pe un frate care ne-a ajutat extraordinar de mult în acest turneu misionar, fratele Dumitru Viderea. Te rog, frate, ridică să te ridici, să te binecuvinteze Domnul Iisus. El conduce mașina și conduce foarte bine, pentru că sunt două mari priorități când pleci dintr-un loc în altul. A doua mare prioritate este să ajungi la timp. Cea mai mare prioritate este să ajungi. Și l-am amenințat că dacă nu ne duce bine, nu-l punem să predice. Aș vrea să vă salut și în numele televiziunii creștine Credo, care este o misiune de casă a Bisericii Elim, răspândită în toată România, o puteți vedea, este una dintre emisiunile sau unul din posturile de televiziune obligatorii pe toată suprafața României, datorită numărului de telespectatori care urmăresc aceste emisiuni. Ele sunt pentru zidirea spirituală, dar în principal pentru oamenii care la un anumit timp din zi și din noapte, într-un moment de insomnie, într-un moment de frământare, într-un moment în care încearcă să fugă de realitățile triste ale vieții lor, survolează, butonează telecomanda și încearcă să găsească ceva interesant. O televiziune creștină este pentru asemenea oameni. Dragii mei, textul din Evanghelia după Luca, în capitolul 16, versetul 19, reprezintă o fereastră pe care Domnul Iisus Hristos o deschide către eternitate. Vreau de la început să vă spun că atunci când Dumnezeu se prezintă oamenilor, când oamenilor li se predică Evanghelia, nu li se oferă eternitatea. Eternitatea o au deja. Sufletul nu este preexistent. El apare prin intersecția între țărâna Pământului, modelată de Dumnezeu, ca un trup, dar deocamdată mort, fără viață, și Duhul de viață de la Dumnezeu, când atinge, când intră suflarea de viață de la Dumnezeu în trup, se face, se naște, apare un suflet din suflet, unde noi avem rațiune, sentimente și voință. Singurul preexistent este Domnul Iisus Hristos. De fapt, toți oamenii din lumea asta au apărut în trei feluri. Primii doi oameni, Adam și Eva, au apărut prin creație. Restul oamenilor au apărut prin procreație. Legătura conjugală în familie, între soț și soție, producând copii. Și Domnul Iisus Hristos unic a apărut prin întrupare, pentru că El a fost preexistent. Noi nu suntem preexistenți, nu suntem din veșnicie în veșnicie, suntem doar de undeva
pe unul din pragurile istoriei, pe unde am pătruns în istorie, atunci când Dumnezeu a îngăduit către eternitate. Suntem eterni. Întrebarea se pune unde ne vom petrece eternitate. Și pentru ca Domnul Iisus Hristos să ne convingă de importanța eternității și de faptul că aici, pe pământ, pentru câteva momente în seara asta, Dumnezeu așează destinul tău veșnic în mâinile tale, să hotărăști în dreptul tău unde îți vei petrece eternitatea, deschide această fereastră către eternitate și ne arată un peisaj uluitor. Un om în chinul veșnic, altul în sânul lui Avram. Vă aduc aminte că Domnul Iisus Hristos predica evreilor și sânul lui Avram pentru ei reprezenta locul perpetu și cu totul minunat de odihnă și de fericire veșnică. Vorbind despre imaginea aceasta prezentată de Domnul Iisus Hristos, ajungem la câteva concluzii. Și aș vrea să le prezint în câteva cuvinte. Concluzia numărul 1 este că după moarte, condamnarea este irreversibilă. Foarte mulți oameni cred că se pot cumva descurca atunci când au trecut din viața aceasta în cealaltă. Sunt oameni care cred că, într-un fel sau altul, poate pentru că ei sunt extrem de simpatici și știu să se descurce aici pe pământ, să-și aranjeze lucrurile, să depășească anumite obstacole, să se pună bine cu cineva, când vor ajunge în eternitate, ați auzit expresii de genul, unde se duce toată lumea, acolo ne-o duce și noi. Sau ne-am descurcat atunci când vom ajunge acolo. În limba engleză există o expresie. O să trecem pe podul ăsta când ajungem la el. Nenorocirea este că mulți nu trec niciodată de podul ăsta și s-a schimbat vorba și zice o să sărim de pe podul ăsta când ajungem la el. Vreau să vă spun că podul eternității nu este un pod fericit. Și dacă nu vă supărați și îmi permiteți, marea majoritate a oamenilor care au trăit vreodată în lumea asta vor ajunge și vor rămâne în iad pentru eternitate. Pentru că inclusiv dintre cei mulți chemați, Biblia spune că sunt puțini aleși. Aleși sunt cei care au făcut la rândul lor o alegere de a-L urma pe Domnul Iisus Hristos. După moarte, condamnarea este irreversibilă. Aici, în viață, poți să-L primești pe Hristos ca Mântuitor. Aici, în viață, te poți pocăi de păcatele tale. Hristos a murit la Calvar pentru ca să dea oamenilor care sunt în viață șansa mântuirii. Pentru că spunea înțeleptul însuși că oamenii sunt judecați după lucrurile lor ascunse, fie bine, fie rău. Și apostolul spunea că ne este dat să trăim o singură dată, apoi vine nu purgătoriul. Nu există nicio șansă de a întoarce lucrurile. Nu există nicio șansă de a-ți schimba destinul în momentul în care ai închis. Ok. După moarte, condamnarea este irreversibilă. Omul acesta încearcă să facă ceva pentru el, acolo în timp. Dacă nu, mai mult, măcar să-și amelioreze pentru o clipă. Chinul. Și eu i-aș spune,
Ai trăit atâția ani pe pământ. Ai ascultat atâtea predici. Ți-a vorbit Dumnezeu de atâtea ori, într-un fel sau altul. Și de fiecare dată ai amânat, ai rămas indiferent, ai rămas cu spatele spre Dumnezeu. Și acum, dintr-o dată, plângi după o picătură. Scumpii mei, vreau să vă spun că Dumnezeu nu este un Dumnezeu rău. Nu-L judecați pe Dumnezeu ca fiind rău. Păi da, dar dacă oamenii stau o eternitate în chin, n-ar putea să-i se facă între timp milă de ei. Uite de ce nu. În primul rând, datorită faptului că este locul ales de tine. Aici în viață ai spus că nu vrei să petrești timp cu Dumnezeu. Nu te-ai rugat nici măcar de Paști și de Crăciun. N-ai citit niciodată Scripturile. La biserică te-ai dus când a fost o înmormântare sau, știu eu, o nuntă. Și acolo ai stat cu gândul la petrecerea de după. Tot ce a fost sfânt, toate cuvintele sfinte ți-au intrat pe ureche și ți-au ieșit pe amândouă. N-ai acumulat nimic spiritual. Când ți s-a vorbit de Dumnezeu, ai pus o distanță cât mai mare între tine și cel care te-a deranjat. Și când ai ajuns în eternitate, te-ai trezit dintr-o dată că au avut dreptate ăștia Domnului. Uimă amărâtul ăla de la ușa mea, de la poarta mea. Bubosul ăla, prietenul câinilor, că a avut dreptate. Marginalizatul. Omul care și-a închis viața, care nu știe să-și trăiască viața. Că uitați-vă cât de perversă este mintea noastră. Ne umplem de alcool, cădem în șanțul, ne spargem capetele, ne umflăm ochii și ne putrezește ficatul în noi. Tragem fum până când ni se umplu plămânii de cenușă și pe urmă ne spate cancerul pe un pat de spital. Ne scăldăm în desfrâm și în mizerie și în obscenități. Ajungem singuri, părăsiți, disprețuiți de societate și o numim distracții. O numim viața. Zicem că ne trăim viața. Și ferească Dumnezeu să te duci să-i spui că nu e bine. Spune, sunt liber să fac toate lucrurile astea. Să este cea mai mare minciună pe care Satana a băgat-o în mințile oamenilor. Nu ești liber, ești rob. Abia așteptat să împlinești 18 ani, să intri într-un magazin, nu știu aici la ce vârstă, poți să cumperi alcool sau țigări, poate la 18, 21 de ani în America. Ca să fii liber! Și pe urmă, după ce ai folosit aceste droguri, nu mai poți să nu le folosești. Ai crezut că ești liber să bei și acum nu mai poți să nu bei. Ai crezut că ești liber să fumezi și acum nu mai poți să nu fumezi. Ai crezut că îți poți face de cap. Și acum simți că e o legătură care te trage către desfrâu. Nu mai poți să fii
om normal. Nu mai poți să fii om cum se cade, măcar atât, dacă nu mai mult. Toate acestea sunt lanțuri. Nu sunt acte de libertate. Când a venit Domnul Iisus Hristos și a murit pentru noi, a murit ca să rupă lanțurile acestea, să ne dea libertatea de a trăi ca niște oameni frumoși, decenți, demni. Și tu care o viață întreagă n-ai vrut să știi de Dumnezeu. Și i-ai spus de fiecare dată când te-a chemat și te-a spus, vino la mine, veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dignă pentru sufletele voastre. Și tu ai spus, nu vreau să am nimic de a face cu tine. Viața cu tine e plictisitoare. Viața cu tine e obositoare. Ai prea multe legi, ai prea multe porunci, ai prea multe restricții, ai prea multe interdicții. L-ai văzut pe Dumnezeu ca un tiran care stă la balconul cerului cu o pută mare în mână, gata să-l plestească, să-l alcoiască pe ăla care are un timp bun. Și se distrează un pic. În realitate, toate legile și poruncile lui Dumnezeu au avut ca rost să-ți protejeze viața, să-ți protejeze demnitatea, să-ți protejeze umanitatea. Și se facă să fii cu adevărat fericit. Mi-aduc aminte, în adolescența mea ajunsesem pe la vârsta de 15-16 ani. Și aveam mulți prieteni pe la școală, chiar și pe la biserică. Și la un moment dat au început să mă îmbie, să-mi spună, hai cu noi la cinematograf, hai cu noi pe stadion, hai cu noi încoace, hai cu noi încolo. Ascultați-mă, dragi creștini. Nu îndrăzniți să spui că nu e păcat să mergi la cinematograf. Să vezi la pustile și tâmpelile pe care ei le proiectează pe ecrane. Vieste naturale unde este glorificat un stil de viață stricat. Unde familiile se rup, unde oamenii se înșală unii pe alții. Unde eroi glorificați. O viață dezordonată din punct de vedere moral. Vă lăsați mințiți de aceste imagini cinematografice. Nu e păcat să mergi pe stadion, acolo unde zeci de mii de oameni se bată în jură, urlă ca destrierați. La biserică, ferească Dumnezeu să ne rugăm puțin mai tare, să ridicăm tonul, că suntem demenți, că ne-am pierdut mințile, că strigăm spre Dumnezeu. La pe stadion sunt oamenii normali. Dar tu n-ai timp să citești Biblia o oră pe zi și n-ai timp să te rogi o oră pe zi. Vă aduc aminte, de asta cădem. De asta ne prăbușim în tentații și în ispite. Pentru că rețeta e biblică, e de ordin divin. Hristos, atunci când s-a întors de la locul lui de rugăciune, i-a reproșat lui Petru, care tocmai urma să se lepede de Mântuitorul. Și îi spune, un ceas n-ați putut să vegheați în rugăciune? Zice, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Atunci când vin oameni, uneori tineri, cu tot felul de legături spirituale, își dau seama că nu trăiesc bine și că trebuie să se corecteze. Și cer soluții, frate, pastor, ce să fac, să scap de dependența asta. Mai la începutul slujirii, am citit câteva cărți, m-am documentat, zic, ce să le spun eu la oamenii ăștia? Măi, lasă ușa deschisă, trăiește într-un spațiu verificat, că să știți, e o mare diferență între spațiul tău particular și spațiul tău secret. Noi credem în particular, în a proteja particularul, dar să știți că în viața de familie nu trebuie să existe spații secrete. Nu trebuie să existe spații secrete, ascunse, ascunzișuri. Și
le spuneam, uite, fă lucrul ăsta, uite câțiva pași, cum să eviți locurile, cum să eviți ancorajele, cum să eviți. Și la un moment dat am observat că aceiași oameni veneau din nou și din nou și din nou. Frate, am încercat, m-am zbătut, am reușit, iar am căzut. Atunci am spus, măi, trebuie să fie ceva greșit în sfaturile pe care eu le dau. În mod normal, singurul lucru greșit este dacă omul ăsta nu respectă ce îi spun eu. Dar trebuie să existe o soluție spirituală, de ordin spiritual, mai bună decât toate strategiile psihice de consiliere pe care le folosim. Și am descoperit, întrebându-i pe oameni, că era un numitor comun în stilul lor de viață. Nu se rugau și nu citeau Scripturile. De asta avem un creștinism de căzut în ziua de astăzi. Știți care este numitorul creștin, numitorul comun al mare majorității a creștinilor? De asta se duc și se bată, de aia se duc și înșurlă, de aia nu mă aferească mă, când trec în o biserică se înfioară pentru câteva secunde. Apropo, trăiesc o viață dezordonată. Știți de ce? Pentru că nu există biruință împotriva ispitei și împotriva răului, fără rugăciune și fără Scriptură. Și aș mai zice și fără mersul la biserică de fiecare dată. Biserica nu e făcută doar pentru pastori și pentru preoți. Biserica este făcută pentru credincioși. Dumneavoastră veți zice, n-am timp, e prea mult. O oră de Scriptură, o oră de cuvânt. Dar tocmai adineaurea că vorbisem despre un film care durează două ore. Eu nu crește tu filmul ăla cu o oră de Scripturi și cu o oră de rugăciune. Că după ce prinzi gustul, nu te mai poți despărți de Scripturi. Și de Doamne ajută! Ia lasă tu meciul ăla care durează două ore. Și ia pune o oră deoparte pentru Scripturi și o oră deoparte pentru rugăciune. Să vezi cum ți se transformă viața. Știți ce am observat atunci când le-a spus la tinerii care veneau la mine sau la unii care veneau apăsați de diferite păcate și legături? Mi-a spus, citește Biblia o oră pe zi, roagă-te o oră pe zi. Toți cei care au ascultat sfatul ăsta au fost eliberați. Îmi permit să spun că este imposibil unui creștin să citească Biblia o oră pe zi și să se roage o oră pe zi și să nu-l marcheze pentru tot restul zilei. Pune în mintea ta cuvântul lui Dumnezeu dimineață, scoală-te mai devreme cu o oră. Culcă-te mai devreme cu o oră. Și fă schimb pentru Dumnezeu. Că atunci când ajungi în eternitate, Dumnezeu să spune, dragă, nu te supăra, tu nu ți-ai luat bilet pentru în sus, tu ți-ai luat bilet pentru în jos, tu n-ai vrut să ai de-a face cu mine, ai fugit de mine o viață întreagă și mi-ai spus că nu vrei să știi de mine. Și eu îți respect dorința. Mi-ai spus că te deranjez, că nu suporți învățăturile mele, că te plictisesc în casa mea. Și de ce să-ți fac eu rău, eternitate să țină în rai, unde facem exact ce făceam la biserică? Ne închinăm, îl lăudăm pe Dumnezeu și îl apreciem și îl admirăm pentru minunăția, frumusețea și lucrările lui. Asta facem o eternitate întreagă. Dacă ți-au fost plictisitoare pe pământ, trebuie să-ți fie mai dragi în eternitate? După moarte, condamnarea este reversibilă. Doi, după moarte, chinul este implacabil. Veșnicia fără Dumnezeu este o viață sau o existență, că Biblia numește moartea a doua, o existență de chin. Departe de Dumnezeu e chin. Știți de ce așa mult chin în lumea asta? Pentru că e departe de Dumnezeu. Facem tot posibilul să-L scoatem pe Dumnezeu din instituțiile noastre de învățământ și să păgăm acolo demențele oamenilor scârboși. Știu că sunteți oameni într-o localitate cu demnitate, cu decență, majoritatea dumneavoastră.
Însă să știți că păcatele și stricăciunile vremurilor în care noi trăim, ale oamenilor descreierați, care nu vor doar să fie tolerați, să nu mai fie băgați în pușcărie, vor să-i celebrăm, vor să-i lăudăm, vor să-i aplaudăm, vor să-și facă parade pe străzile noastre. Păcatele acestor oameni sunt scârboase. Sunt oribile. Și Dumnezeu nu poate să suporte să stea în mediul acesta. El își retrage prezența. Zice în Roman, i-a lăsat în voia minților blestemate. Și încercăm să introducem aceste filozofii ale stricăciunii în școlile noastre, atenție, la mințile cele mai vulnerabile ale copiilor în frage de vârstă. O societate nebună în care oamenii știu că unui copil de 5-6 ani nu trebuie să-i dea un pistol în mână. Dar nu știu că mintea și sufletelul lui nu este pregătit să discute aspecte majore de ordin moral. Și le motivează sufletele în fragedă copilărie. Le distruge, le fură copilăria. La vârsta aia, copilul trebuie să aibă o minte limpede, curată, care se gândește la păpuși și la mașinuțe. Nu la alte lucruri. Trebuie să învețe cât este un plus un și să învețe ABCD. Nu să fie expuși la mizeriile morale, la scursura, la canalizarea societății. Știm să le păstrăm și să învățăm igiena corporală, să-și spere mâinile și trupoșoarele, să se spere pe dinți și să se spere pe față. Și în același timp le murdărim sufletele. Fără Dumnezeu e chin. Miliarde de oameni din lumea asta trăiesc chin în fiecare zi și se uită la Dumnezeu. Nu se uită la Dumnezeu atunci când intră în bodegă. Nu se uită la Dumnezeu atunci când intră în casa de toleranțe. Când s-a îmbolnăvit, când a dat de belere, când i-a murit cineva, atunci își aduce aminte de Dumnezeu, dar nu ca să spună, Doamne, îmi pare rău, plătesc pentru mizeriile mele, nu. Să-l arate cu degetul și spune, ce faci acolo? Pentru ce ai îngăduit așa ceva în viața mea? Dar de ce vine? Am devenit disfuncționali în modul nostru de trăire. Și vom ajunge în timp pentru că asta căutăm. Cunoaștem consecințele păcatului. Știți unde au pus ei știința și medicina în slujba la ce au pus-o? Să anuleze consecințele stricăciunii. Să putem bea nelegiuirea ca apa și să nu ne doară, să nu pățim nimic. Nu. Chiar dacă reușim să scăpăm de consecințe aici, de chinul veșnic, nu scapă niciun nelegiuit. După moarte, condamnarea este irreversibilă. După moarte, chinul este implacabil. După moarte, caracterul este irecuperabil. În veșnicie, oamenii nu se fac nici mai buni, nici mai răi. În veșnicie, oamenii sunt doar buni și au intrat în binecuvântarea stăpânului sau răi de un milion de ori, de un infinit de ori mai răi decât au fost în lumea asta, așa vor fi în ea. Pentru că ne uităm la omul acesta care ajunge în chin, el a fost rău în timpul vieții. Atunci când Domnul Iisus Hristos spune, aici pe pământ tu ți-ai ales lucrurile bune și Lazar și-a ales lucrurile rele. Ascultați, oameni. Există resurse limitate în lumea aceasta. Există mari resurse de toate, dar există resurse limitate. Există resurse intelectuale limitate. Sunt oameni mai deștepți și oameni mai puțin deștepți. Sunt oameni mai întreprinzători și mai puțin întreprinzători. Asta nu înseamnă că sunt, ăia sunt totdeauna mai harnici și ăia sunt totdeauna mai leneși.
Există diferite categorii de oameni care nimeresc, cel puțin așa spunem noi, diferit în viață. Și resursele sunt limitate. Ele se adună uneori mai mult într-un loc și mai puțin în altul. Sunt unele locuri unde vin companii, vin resurse din afară și comunitatea crește economic. Sunt alte locuri unde oricât de harnici ar fi oamenii să muncească de dimineața până noaptea, nu au oportunități cum sunt în alte părți. Și nu întotdeauna din cauza vinei lor. În același loc, în casă și la poartă, a existat un om bogat și a existat un om sărac. Dacă săracul era nelegiuit, cu toată sărăcia lui ajungea în iad. Pentru că în rai nu vor ajunge oamenii săraci, ci oamenii care îl primesc pe Hristos ca Mântuitor. Dacă bogatul era pocăit, vă garantez că ajungea în rai, pentru că în iad nu vor ajunge oamenii bogați. Vor ajunge oamenii care nu l-au pe Hristos ca Mântuitor. De s-ar fi pocăit. Vă aduceți aminte când Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu Galilei, cu cei care i-au povestit despre galileenii pe care i-au omorât Pilat și le-a amestecat sângele cu jertfele lor. Și vorbește despre cei peste care a căzut turnul Siloamului. Și zice Domnul, ce crezi că ăștia care au pățit-o așa sunt mai rele decât toți ceilalți? Și eu vă spun, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Păi ce, peste toți ca turnuri și pe toți îi omoară sabia? Nu, noi murim diferit. La fel înseamnă fără Dumnezeu. Și cu un destin veșnic pecetuit. Omul acesta, pe pământ, a ales lucrurile bune, dar atenție, nu l-a ales pe Dumnezeu. Când celuilalt de la poarta lui i-au rămas numai lucrurile rele, că le-a luat, zice că le-a luat, că asta i s-a luat. Sărmanul Lazar a fost un om pocăit, un om credincios, că de-aia ajuns în rai. Și atenție, cât de rău a fost acest bogat. Dorea să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului. Câinii bogatului aveau mai mult. Omului acesta nu i s-a oferit nimic. Bogatul acesta a fost un om fără inimă. Să știți că Dumnezeu nu este neapărat împotriva bogăților, ci împotriva zgârciniei și a răutății. În 1 Timotei, capitolul 6, Apostolul Pavel ne dă rețeta succesului bogăției. Există bogăție bună, folosită bine, și o bogăție rea. Zice că dragostea de bani e sursa tuturor relelor. Acolo spune așa, numărul 1. Dumnezeu ne dă să ne bucurăm de El. Eu nu cred că dacă Dumnezeu te-a binecuvântat, tu trebuie să trăiești în bordei și pe rogojii. Bucură-te de lucrurile pe care ți le-a dat Dumnezeu. Bucură-te de mâncarea pe care ți-a dat-o, bucură-te de haina pe care ți-a dat-o, bucură-te de mașina pe care o conduci, bucură-te de casa pe care o ai, bucură-te de el. Ăsta-i primul principiu. Știți că am descoperit că sunt oameni milionari care nu se bucură de ceea ce au? Sunt înrăiți, își pierd timpul uneltind, băgându-se în lucruri, în prostii. Unii ajung în pușcării. Am stat și m-am gândit, ce minte ai tu? Ai multe milioane de dolari. Și pentru ce încerci să faci afaceri murdare? Ca să-ți pierzi și milioane de libertate, îți duci în pușcărie? Observați cum sunt oameni orbiți. Bucură-te de bunurile pe care le ai. În mod cinstit, corect și fericit. Doi, bucură-te de ele, dar nu te bucura singur de ele, zice, să fie bogați în fapte bune. Adică să nu cumva să ai la poarta ta un sărac. Stimați cetățenii acestui orășel, dacă noi am fi oameni buni, cu mici excepții, cum sunt oameni care chiar nu vor să fie ajutați, dar până și pe ei mai putem îmbrânci un pic către mai bine. Dar trebuie să existe oameni amărâți la nivelul care să sufere. Pentru că știți ce spunea Pavel? Unii au mai mult și alții au mai puțin,
Și noi nu cerem să fiți jefuiți, ci să se facă o potrivire. Adică unul care are mai mult decât îi trebuie, să-l ajute și pe ăla care n-are destul. Ăsta este spiritul caritabil al Scripturilor. Și al treilea lucru, bucură-te de ele, dar nu te bucura singur și nu te bucura de astea mai mult decât comorile pe care ți le strângi în rai. Zice, așa ca să-și strângă o comoară veșnică de slavă. Citiți să vedeți că așa spune Apostolul Pavel acolo. După moarte nu se recuperează un om să devină mai bun, să devină mai înțelegător. Și aș vrea să vă dovedesc lucrul acesta. Când omul acesta îl vede pe Lazar în sânul lui Avram și cere o picătură de apă, trimite să ne aducă o picătură de apă. Omul ăsta e mai rău, mai pervers, mai tâlhar decât a fost când trăia în viață. El se exprimă frumos, Părinte Avram, lasă pe Lazar să vină aici. Mi-aduc o picătură, pentru că greu mă chinuiesc în această văpaie. Haideți să vă spun eu ce a vrut omul ăsta. În primul rând, omul acesta a încercat să desființeze iadul. Trebuie să o luăm din aproape în aproape. Că și pe țivul așa ajunge de la o picătură la butoi. Înainte o picătură, pormă e bine două, pormă e bine nouă, pormă e bine o jumătate de pahar, unul, o sticlă, o tanigeală și dă-i cu butoiul. În aproape, în aproape ne fură. Ia ascultați. Dacă Lazar putea să vină și să străpată prăpastia aceea imensă ca să-i aducă bogatului o picătură, după prima picătură, putea bogatul peste 100 de ani să spună mulțumesc, mama m-a chinuit 100 de ani, mai pot să-mi aduci o picătură și de-a de-a dus-o prima dată, a doua oară, de ce să nu-i aduc? De ce se aducă? Adică să faci atâta distanță doar pentru o picătură de apă, tu-i un pahar, tu-i o carafă, tu-i o sticlă mai mare, tu-i un butoi. Și după ce ai dus un butoi și 29, ce-s mai tare, Lazar? Fă o conductă. Și când ai apă în iad, mai e iadul iad? Pe dacă nu mai e văpaie chinuitoare, iadul nu mai e iad. Ăsta a vrut să desfințeze tot iadul. A vrut să-l păcălească pe patriarhul Avram și de fapt pe Dumnezeu, că pe Dumnezeu îl reprezenta Avram acolo. Ăsta a crezut că îl poate înșela și păcăli pe Dumnezeu să desfințeze iadul cu o picătură. Dacă principiul lui ca Lazar să vină până acolo devenea o realitate, el putea să evadeze din ea. Avea plan B ăsta, planul B. Planul B era o picătură nu mă ajută la nimic. Și dacă nu trage conductă și pormă iar mă chinui, dacă a venit de acolo aici, se poate merge și de aici acolo. El vroia să creeze o autostradă cu dublu sens între iad și rai. Adică să evadeze din iad. Dumnezeu i-a spus și pomenea. Mai mult. După ce nu merge cu picătura, treaba cu picătura nu i-a mers. Spune, auzi, Părinte Avramen, eu am ajuns la concluzia că Dumnezeu mi-a dat o chemare de evanghelist. Eu trebuie să fiu evanghelist aici în iad. Pe mine mă interesează de mântuirea altora. Mă interesează, uite, de mântuirea fraților mei. Am 5 frați în casa tatălui meu care nu sunt mântuiți. Și vin după mine, că noi suntem frați. Așa am trăit eu, așa trăiesc și ei. Trimite-l pe Lazar înapoi în viață, dacă nu vrei să-l lași să vină aici, că acolo înviere din morți, până și farisei credeau în învățătura despre învierea morților,
Cei care l-au ascultat pe Domnul Iisus Hristos erau familiarizați cu acest concept. Au fost învieri din morți și în Vechiul Legământ. Vă aduc aminte doar de învierea fiului Sunamitei, de învierea celui om care a fost aruncat peste oasele lui Elisei. Au fost învieri din morți și în vechime. Și oamenii aveau conceptul acesta. Și le trimite că dacă îl vor vedea pe Lazar înviat din morți, se vor pocăi. Acesta este, în primul rând, un atentat la dreptatea lui Dumnezeu. Pentru că, de fapt, ceea ce spunea bogatul este: eu am ajuns aici pentru că n-am văzut pe nimeni înviat din morți. Eu am ajuns pe nedrept în iad. Dacă eu vedeam pe cineva înviat din morți, eu credeam. Credința nu este în lucrurile nevăzute și în Iisus Hristos prin propovăduirea cuvântului, ci credința este prin învierea din morți. Nu mai abordăm subiectul că până în ziua de astăzi miliarde de oameni râd de conceptul învierii din morți a Mântuitorului. Domnul Iisus Hristos a înviat din morți și ascultați, stimați creștini, nu vă lăsați intimidați de oamenii necredincioși care spun că sunt niște bazaconii. Persoana istorică a Domnului Iisus Hristos și actul supranatural al învierii sale sunt mai bine documentate decât marea majoritate a evenimentelor istorice pe care le învățăm în cărțile de istorie și pe care le luăm de bune și nu le contestăm niciodată. Faptul istoric al existenței Domnului Iisus Hristos și al învierii sale sunt mai bine documentate decât marea majoritate a faptelor istorice din vechime, contemporane sau dinaintea Domnului Iisus Hristos. Și chiar după. Credem o groază de legende și basme. Învierea Domnului Iisus Hristos este adevăr. Învierea Domnului Iisus Hristos este realitate. Și dacă nu vor oamenii să o vadă în nimic altceva, să o vadă în viețile transformate de jertfa mântuitoare și în învierea Domnului Iisus Hristos. Acest om atacă dreptatea lui Dumnezeu. Apoi atacă dragostea lui Dumnezeu. Nu-ți pasă de sufletele oamenilor care mor în lume? Nu ești în stare să faci orice pentru ei? Scumpii mei, am ajuns într-o lume postmodernă care se leapădă de creștinism. Cu un procentaj de practicanți lamentabili. În vreme ce ne declarăm națiune creștină, să știți că o națiune mai creștină decât națiunea română a fost și se crede națiunea americană. Procentajul de participanți la serviciile divine ale bisericilor în America este de 30%, 30%. Și este cel mai ridicat din lume. Participare consecventă, frecventă, la serviciile biserice în America este de sub 40%, ceva peste 30%. Și este cel mai ridicat procentaj din lume. Mai puțin de o treime din creștinii din America merg la biserică duminica. Și în toată lumea creștină și pe drept lumii creștină, procentajul este mult mai scăzut. Și pe urmă spune că Dumnezeu nu ne iubește. Nu, Dumnezeu nu ne iubește. Noi ne iubim pe Dumnezeu. Când ați fost îndrăgostiți, nu puteați rezista până să vă întâlniți cu persoana iubită, să schimbați măcar două priviri, dacă nu și două vorbe. De-aia v-ați căsătorit, ca să fiți cu ființa aia toată ziua. Și în fiecare zi.
Îl iubim noi pe Dumnezeu atunci când nu petrecem o oră pe zi în rugăciune, o oră pe zi în Scripturi. Și nici măcar o dată pe săptămână, măcar o zi, nu i-o dăm lui. Acest om spune nu și se spune nu. Vedeți, atunci când Avram mai spune, au pe Moise și pe proroși să asculte de ei. Am ascultat odată predica unui frate deosebit. Și-a predicat din textul ăsta și și-a pierdut cumpătul timpul predicii. Și ia uite, mă, o prăznicul ăsta. I-a spus nu lui Dumnezeu o viață întreagă și acum și iar el îl corectează pe patriarhul Avram. Nu, părinte Avrame, nu, știi tu. Știi ce face patriarhul? Îi spune și el nu. De două ori. Avram a spus, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Spunea mai devreme că ai ignorat durerea și suferințele altora. Și acum îi se ignoră chinul lui. A trecut de nenumărate ori pe lângă Lazar. L-a văzut bolnav, l-a văzut singur, l-a văzut flământ. Și într-o zi l-a văzut mort. Nimic n-a fost atins în sufletul lui. Și acum aceeași răceală cu care i-a tratat el pe alții în viață. Ăsta este tratamentul care îi se aplică lui. Și este dreptatea lui Dumnezeu și este și dragostea lui Dumnezeu, pentru că, ascultați-mă, dacă caracterul nu se schimbă dincolo de moarte, și ăsta este clar adevărul ăsta, vreți să umplem cerul de asemenea oameni? Să aducem criminali în rai, să aducem mincinoși în rai. Când am face asta, raiul n-ar mai fi rai. Pentru că Dumnezeu e despărțit de păcătoși. Nimic întinat și scurcat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că dacă după moarte nu se schimbă caracterul, dacă după moarte omul este irecuperabil pierdut în răutatea lui, el răutatea aia o duce în eternitate în rai. Și așa ceva nu este posibil. Există un compartiment al mizeriei. Și dumneavoastră vă spune, dar totuși, știți să scoateți gunoiul pe porțile voastre și să fie dus la gunoi. Nimeni nu bagă gunoiul în sufrageria lui. Nimeni nu bagă gunoiul în bucătărie, îl scoatem din bucătărie, îl scoatem din casă și îl aruncăm unde e locul, să ardă și să dispară. Nu are și Dumnezeu dreptul din lumea lui să scoată gunoiul afară și să-l țină departe de împărăția lui și de cerul lui. În încheiere, am spus că ești veșnic. Și că întrebarea este doar unde îți vei petrece veșnicia. Vreau să citesc din Psalmul 49:6, care este o pereche perfectă a textului din Luca 16. Ascultați. Ei se încred în avuțiile lor și se fălesc cu bogăția lor cea mare. Dar nu pot să se răscumpere unul pe altul. Nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Aviz celor care cred că se descurcă la ghișeul eternității. Versetul 8. Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă, costă atât de mult, că nu se va face niciodată. Deci mă opresc și vă spun un adevăr. Foarte mulți se întreabă, bine, poate că poate, dar totuși. După milioane de ani de chin, oare nu se va înduioșa Dumnezeu vreodată să spună? Haideți, mai și voi. Haideți.
Pentru că în iad nu ajung oamenii cărora Dumnezeu le dă prânge acolo, ci oamenii care refuză prețul plătit de Domnul Iisus Hristos pentru păcatele lor, că plata păcatului este moartea, și spun, ne descurcăm noi și ne plătim singur datoria. Ia orgoliul acest și să plătească cineva pe noi. Sunt unii care, mi-aduc aminte când am ajuns în America, era vorba asta, păi să nu primești un cent de la nimeni, că o să-ți dea peste ochi cu el mai târziu. Și am spus, ăsta poate să fie un obicei lumesc, dar în Biserica Domnului Iisus Hristos nu este așa ceva. Cum să fie așa ceva în Biserica Domnului Iisus Hristos? Dacă te-am ajutat și ți-am dat în numele Domnului să te țin dator pe ceea ce ți-am dat în numele Domnului? Ascultați, toate valorile din lumea asta, din universul ăsta, dacă ar fi cuantificate, și li s-ar pune un preț. Mă refer numai la Pământ, mă refer numai la sistemul solar, mă refer la tot Universul. Și-ați scrie dumneavoastră o sumă cu cât de multe zerouri vreți. Nu este de ajuns să plătească mântuirea unui singur suflet. Și Hristos a venit, s-a dat pe sine și a plătit mântuirea nu numai a unui suflet, că este jertfa de răscumpărare, spune în 1 Ioan, capitolul 2, pentru păcatele noastre și nu numai pentru păcatele noastre, ci pentru păcatele întregii lumii. Dar odată ce El a plătit acel preț, dacă refuzi oferta Lui și spui, plătesc eu, asta vei face o eternitate. Când termin de plătit, pleci din iad. Necazul este că nimeni nu va termina vreodată de plătit așa de mare prețul. Plătești o infinitate și nu termini. De-aia stai veșnic în iad. Și eu îți spun în seara asta. Fă cea mai bună afacere posibilă din viața ta. Mai mult decât cea mai frumoasă casă pe care ți-ai putea o construi. Mai mult decât cea mai prosperă afacere pe care ai putea o deschide. Câștigă-ți sufletul. Fără să plătești ceva decât să accepți prețul plătit de Domnul Iisus Hristos. Că ecuația Domnului Iisus Hristos este următoare. Ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Continui citire. Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Nu se termină de plătit. Versetul 9. Nu vor trăi pe vecie. Nu pot să nu vadă mormântul. Moartea este de neocolit. Dar îl vor vedea, căci înțelepții mor, nebunul și prostul deopotrivă pierd și lasă altora avuțiile lor. Te uiți cu drag la proprietatea ta, la pământul tău. Să știi că acum 100 de ani a fost altul. Știți de ce a renunțat la ea? Pentru că a murit. Ei își închipuie că veșnicele vor fi casele. Că locuințele lor vor dărui în veac. Din veac în veac. Ei care dau numele lor la țări întregi. Aia de marță. Dar omul pus în cinste nu dăinește, ci este ca dobitoacele care se taie. Iată ce soartă au ei, cei plini de atâta încredere, precum și cei ce îi urmează, cărora le plac cuvintele lor. Sunt duși ca o turmă în locuința morților, de acolo de unde striga în timp bogat. Îi paște moartea și în curând oamenii fără prihană îi capă în picioare. Știți la ce se referă asta la domnia de 1000 de ani? Când oamenii vor fi mai rar decât aurul, Dumnezeu purifică pământul de răutate și de stricăciune, îl înflorește pe pământ Dumnezeu, ca atunci când era la început. Și pe pământ va locui neprihănirea în perioada domniei de 1000 de ani, pentru că acolo se instaurează stăpânirea lui Hristos. Și neprihăniții vor călca pe pământ și îi vor călca în picioare pe nelegiuiții care au fost făcuți praf și pulbere la venirea Domnului. Li se duce frumusețea și locuința morților le este locașul. Dar mie
acum, te rog frumos, ia cuvântul psalmistului și aplică-l vieții tale. Că e pentru tine, poți să-l rostești tu, poate să se potrivească vieții tale, dar mie Dumnezeu îmi va scăpa sufletul din locuința morților, că își mă va lua sub ocrotirea lui. Și nu în sânul lui Avram, ci în sânul lui Hristos. Vreau să mă opresc și să te întreb. N-ai vrea în seara asta să-ți schimbi viața? Te rog să mă crezi că e frumoasă credința. Vorbeam mai devreme despre zilele când aveam 15-16 ani. Mama mea a fost, pot să continui câteva minute? Mulțumesc. Mama mea a fost o femeie foarte strictă. Niciodată în istoria omenirii n-a existat o mamă care să-și iubească, să-și îngrijească copiii mai bine. Doar și să pună mâna pe ei și să-i scuture când a trecuit mai tare. Mama n-a tolerat mofturi, obrăznicie. Când m-am însurat, la vârsta de 20 de ani, am uitat că nu mai trebuie să cer voie la părinți să plec de acasă, că am locuit cu ei câțiva ani. Și încă nu mă obișnuisem că trebuie să-i cer voie nevestei. Și mă duceam în partea cealaltă de casă, spuneam, mama, mă duc și eu până nu știu. Și mama zicea, tu te spune-i la nevastă ta, că ei acum șef, nu mai sunt eu. Însă la vârsta de 15-16 ani, pentru că mama nu m-a lăsat în anturaj cu cei care mergeau de mire unde și copiii la vârsta aia făceau multe prostii. Umblau cu cheia la atât. Și mulți părinți erau indolenți. Mulți din generația mea au făcut prostii foarte mari, care le-au marcat viața. Unii dintre prietenii mei buni, din cauza unor fapte pe care le-au făcut nesăbuite, sunt în țărâna pământului. Și mama nu mă lăsa. Mi-am aminte că odată i-am cerut voie să mă duc la un parc de 23 august cu tinerii. Și nu m-a lăsat nici în ruptul capului, dar atât am insistat, că m-a dat pe mâna lui tata, spune, tu te întreabă pe tata, și dacă tata zice da, e bine. Și m-a dus la tata. A uitat tata la mine, că auzise discuția dintre mine și tata, că dura de câteva ore de dimineață, de la prima oră. Și s-a ridicat tata tacticos, avea o sobă de teracotă cu un spațiu între perete și soba, acolo punea lemnele, se usuce când le bagă în sobă tata. Și era august, dar rămăsese la niște lemne din iarnă. Și unul deasupra avea un ciot așa, de care puteai să-l apuci. Și s-a dus tata foarte încet, tacticos și foarte calm, a luat lemnul ăla așa, s-a uitat la el, a spus, bă, băiete, du-te, la fiat. Dacă faci vreo prostie și ne faci tu de râs, vezi lemnul ăsta, o să umbli cu el în loc de cap. M-a pus la loc, după sopă. Am sărit în sus, m-am dus repede și m-am îmbrăcat. M-am suit în tramvai și am plecat. Trei stații, una, două, trei. La treia stație m-am dat și m-am pus pe jos acasă. Am intrat în curte, taică-mi și mai că mi erau pe bancă. Ce fac mai întâi mai dus? Nu m-am mai dus. Deci, mă uit la anii aceia. Și binecuvintez acea singurătate. Pentru că dacă nu m-am putut duce cu colegii mei la filme și la meciuri și la temiri și alte petrecări, am stat acasă și am citit Biblia. Și am învățat în fiecare dimineață să mă rog în timpul orei de rugăciune a lui mama. Când eram în vacanță, era o delectare. Și am aflat după aia, de la 9 la 10, mama se ruga cu lacrimi și cu strigăte pentru fiecare dintre noi. Rugăciunile acelea mi-au stat deasupra ca o mână ocrotitoare pentru tot restul vieții. Am avut un tată care nu și-a pierdut timpul la prostii, să ducă cu băieții de mirunde, ci m-a luat și mi-a spus, hai băiete, să mergem până în parc, aveam un parc aproape de casă și îmi dădea învățături sfinte.
petrecea timpul cu mine să mă educe. Asta să ne îndemnăm să facem pentru noi și pentru generația care urmează. Și acum stau și mă gândesc, în timp ce mă gândeam eu că toți prietenii mei se distrează și au un timp nemaipomenit, și eu stau singur. Acum îl aud pe Dumnezeu pentru acei ani de formare a caracterului, de parte de anturaje mizerabile și ele, care m-ar fi tot duce spre rău. Dragii mei, nu toți au avut parte de o asemenea experiență. Fiecare a urmat drumul vieții lui, cum și l-a ales și cum i s-a mai întâmplat. Dar seara aceasta este un moment extraordinar în care se poate transforma totul în bine. Este o seară în care poți să iei o decizie extraordinară, că Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui cu voință proprie, cu dreptul de a alege. În seara asta Dumnezeu ia destinul tău și ți-l pune în mâinile tale. Spune ce vrei să faci. Unde vrei să petreci eternitatea? Acum, e adevărat, tu vei spune, păi vreau și eu să fiu un rai, nu vreau să fiu un bogat, un chin. Dar să știi că a merge în rai și a accepta pe Hristos înseamnă să-L urmezi pe Hristos în stilul Lui de viață, nu în stilul de viață al lumii și al stricăciunilor din lume. Vine la pachet credința în Hristos cu un stil de viață. Că noi l-am vrea pe acel Hristos. Și în vremea Lui, nu știți că a umblat după El să le mulțească pâinile, îl vrem de la care ne dă pâine în pustie. Îl vrem pe ăla care ne bagă bani în buzunare. Îl vrem pe ăla care ne dă sănătate când suntem bolnavi. Dar îl vrei pe acel Dumnezeu care îți spune ce ai voie și ce nu-i voie, cum să trăiești și cum să nu trăiești. Și iarăși observați această disfuncționalitate a minții noastre. Trăim într-o societate cu foarte multe reguli. Pentru că sunt reguli de viețuire, de conviețuire și de supraviețuire. Nu le respectăm, ne pierdem viața. Sau nu putem trăi unii de alții. De asta sunt legi care pun restricții cu privire la felul în care trăim. Și considerăm că societatea are voie să pună restricții. Pe un să mergi, pe un să nu mergi. Cu ce viteză și nu, cu ce viteză nu. Unde ai voie, unde n-ai voie? Ce ai voie și ce n-ai voie? Ca să putem trăi toți pe lângă tine. Și tu pe lângă noi. Dar când îi vine rândul lui Dumnezeu, fac Dumnezeu, n-are voie să pună nicio regulă. Că el e tiran, el e dictator. În seara aceasta, dacă accepți pe Hristos, îl accepți pe Hristos cu principiile, cu învățăturile și cu poruncile Lui. Pentru că tu vei spune, eu iubesc pe Hristos. Și Biblia spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile. Ești gata să-ți schimbi destinul. Vă rog frumos să plecați capetele înaintea Domnului cu toții. Pentru câteva momente. Nu am să fac ce. N-am să vă chem în față. Scopul pentru care am venit aici nu este ca să luăm câteva imagini și până să ne lăudăm pe unde am fost, la câți am predicat și câți s-au pocăit. Dar decizia ta trebuie să fie vizibilă. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu în Roman, dacă mărturisești cu gura ta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că îl primești ca mântuitor, vei fi mântuit. Și mărturia aceasta trebuie să fie publică, pentru că tot Domnul spunea, dacă mă mărturisiți înaintea oamenilor, vă voi mărturisi și eu înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu mă mărturisiți și vă rușinați de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi rușina de voi înaintea Tatălui. Mai mult decât atât. Cuvântul lui Dumnezeu spune, credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin propovăduire cuvântului. Și noi asta am făcut în seara asta, am propovăduit cuvântul și voi l-ați auzit. Și acum este momentul în care tu trebuie să răspunzi. Acolo unde ești, dacă ai fost mișcat de cuvântul Scripturilor, dacă Dumnezeu prin Duhul Sfânt a vorbit inimii tale, nici nu vrem să te simți jenat, dar vrem să-ți dăm șansa să mărturisești credința ta în Domnul Iisus. Este cineva în seara aceasta care vrea să se întoarcă la Dumnezeu
care vrea să-L primească pe Mântuitor. Ridică o mână acolo unde ești. Rămânem cu capetele plecate, vă rog frumos. Dacă vrei să petreci în Rai, eternitate și nu în iad, trebuie să-L primești pe Domnul. Mi-aduc aminte de o evanghelizare într-o sală mare de spectacol în orașul Chicago, unde evanghelistul Moody a predicat la o sală de mii de oameni, toți erau un club de atei. Și când a terminat de predicat, a întrebat cine vrea să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Nimeni n-a ridicat mâna și unii au început să râdă, au bufnit în râs. Și El a spus, misiunea mea s-a încheiat în momentul în care am spus amin și am terminat de predicat Evanghelia. Misiunea ta începe de acum încolo. Dar pentru că am întrebat cine vrea să meargă în Rai și nu ți-ai exprimat dorința de a merge cu Hristos în Rai, aș vrea să întreb și cine vrea să meargă în iad. Și iar n-a ridicat nimeni mâna sus. Evanghelistul le-a spus, nu-s decât două locuri, nu există loc intermediar. Vei merge doar într-o parte sau în cealaltă. Eu mă rog din toată inima în seara aceasta, ca măcar un suflet, dacă nu mai multe, să se întoarcă la Dumnezeu, să primească Evanghelia, să primească mântuirea și să-și schimbe viitorul și destinul. E adevărat că asupra vieții noastre sunt foarte multe presiuni. S-ar putea să te temi de șeful tău de la servici sau de oamenii din jurul tău care vor râde de tine. De cei din familia ta care se vor uita la tine ca la un nebun. De prietenii tăi care te vor desconsidera că nu mai mergi cu ei acolo unde mergi. Te gândești la vecini. Ferească Dumnezeu să audă cineva că tu i-ai făcut o declarație de credință lui Dumnezeu, că-L vei urma. Să știi că Dumnezeu este obișnuit să fie respins. A fost respins de primii oameni în Eden, care i-au întors spatele prin neascultare. A fost respins de generații la rând până în ziua potopului. Și de generații la rând până în ziua de astăzi. Și va mai fi respins de mulți. Când ne uităm la suferințele poporului Israel, ne mirăm și uneori nu ne aducem aminte că ei au rostit acest blestem asupra lor atunci când au spus să-L alegem pe Baraba și nu pe Iisus și sângele Lui să cadă asupra noastră și mai mult decât atât asupra copiilor noștri. Fiecare dintre noi, prin decizia noastră, ne pecetluim destinul. Vei spune, poate că am timp mâine sau până duminică. N-ai decât ziua de astăzi, niciunul nu este stăpân pe viața lui. Seara asta poate să fie ultima seară din viața ta sau ultima oportunitate. Pe de altă parte, cu cât amânăm un lucru mai mult, cu atât nu-l vom mai face niciodată. Mă rog, dacă în seara aceasta Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt te-a atins și ai luat decizia să-L slujești pe Dumnezeu, întoarce-te la Dumnezeu, întoarce-te la Biblie, întoarce-te la rugăciune, schimbă-ți viața. Ține-te de casa lui Dumnezeu și vei fi mântuit și vei împărtăși cu El în Raiul. Mă rog, Doamne Dumnezeule, pentru toți cei care sunt în seara aceasta aici. Cuvântul acesta nu este al unui om, este al Tău, este în cuvântul Tău și a fost rostit pentru binele nostru. Ne-a fost lăsat pentru mântuirea sufletelor noastre. Cuvântul Tău întotdeauna aduce rod. El va lucra la convertire sau va lucra la mărturie, pentru că niciun om nu se poate dezvinovăți în ziua veșnicii, că n-a auzit și că n-a știut. Și Tu ne vei judeca pe fiecare potrivit oportunităților pe care le-am avut să ne întoarcem la Tine. În seara aceasta ne-ai dat o oportunitate sfântă aici, în localitatea aceasta, să auzim cuvântul Tău. Și ne întoarcem cu reverență spre Tine și îți mulțumim pentru șansa mântuirii prin Domnul Iisus Hristos.
Mulți dintre cei ce suntem aici am luat această decizie și suntem în drum spre împărăția ta și spre Rai. Și îți mulțumim din toată inima. Dacă sunt suflete care stau în cumpănă, care sunt la răscrucere drumul, te rog să li se redescoperi într-un mod special. Te rog să le vorbești într-un mod special. Și Duhul Tău cel Sfânt, dincolo de seara aceasta și de ziua de astăzi, să continue să vorbească inimilor lor, pentru ca să te primească, să te slujească și să petreacă eternitatea cu tine. Amin.